Hello Weeb și bine v-am găsit la cel de-al treilea clip în care discut despre manga pe acest canal. Întâi, clipul cu ce am citit săptămâna asta o să apară mai după clipul ăsta. Eu sper să-l filmez în aceeași perioadă. Bine, în prezent e 6, deci poate se întunecă și nu o să mai pot să filmez. Însă, clipul cu ce am citit săptămâna asta o să apară mai târziu, pentru că tot ce am citit sâmbătă pe trenul spre Comic-Con, pentru că am fost la comic. Și mi-a plăcut. O să mergem mai pe și anul viitor, dar dacă companiile de o să mai avem chestii cu Nezumis, acum am avut standul pentru One Piece Film Red, sigur o să merg. Apropo, dacă vezi clipul ăsta și ești în apropiere de proiect, planul meu de ziua mea este să merg la One Piece Film Red, care e teoretic și majoratul meu pentru că fac 18 ani. Așa că să discutăm despre capitole pe care am citit, fiind One Piece capitolul 1058, am de dat la capitolul 124, Akaneban și capitolul 27, Urchildren capitolul 26, Super Smartphone capitolul 16 și Eren seria capitolul 12 și avem Dorondoron capitolul 36, ultimul capitol din Dorondoron. Cel mai posibil o să discutăm despre părerea mea despre Dorondoron as a whole și poate am atât o să discutăm de Dorondoron. Și din nou, dacă se va termina de Danlac într-o lună, maxim două, sigur o să aveți un clip în care o să discut despre cum Demon Slayer a stricat industria de manga, nu de... din păcate, ceea ce a fost o surpriză pentru... bine, pentru mine. Dar mi se pare că absolut toate seriile care se termină astăzi repede este din cauza serii, datorită Demon Slayer și popularității pe care Demon Slayer o are. Așa că... să începem cu capitolul 1058 din One Piece, în care am aflat bounty-urile, din păcate, mai devreme. Bine, faptul că a Mihawk are 3 miliarde 500 de milioane de berries și în rest am avut câteva chestii. Bine, am avut și bounty-ul lui Crocodile, care e aproape 2 miliarde. Bounty-ul Buggy, care e 3 miliarde 100 de milioane și eu sunt ok, de ce are Buggy Bounty mai mare ca Luffy? Nu mi se pare logic. Bine, are un fel de logică, dar din nou, după ce afli tot backstory și cum s-a creat Cross Guild, e stupid. 1. Mihawk trebuia să fie omul din frunte, pentru că el are cel mai mare bounty. Dacă nu, Crocodile, Buggy n-ai ce căuta acolo. Nu știu. E teoria că el ar fi persoana care ar finanța asta. E greșită, Crocodile este. În afară de o mascotă, gluma glumelor, dar Chopper are o bounty de 1000 de berries și eu sunt... Buggy ar trebui să aibă un bounty mic la fel ca Chopper, pentru că în Cross Guild Buggy este mascota, cum și World Government crede că Chopper este mascota pălărilor de paie. Așa că, bine, bounty de la pălărilor de bounty-ul echipajului nostru mi s-a părut destul de slab, adică Nami are Nami, Brock și cu Franky au niște bounty-uri care sunt sub 500 de milioane, ceea ce mi se pare puțin. Din nou, nu înțeleg logică. Bine, nu înțeleg logic și înțeleg din nou. Dacă Luffy avea un bounty de 4 miliarde, ceea ce ar fi fost logică la bătut pe Kaido, poate am fi avut fiecare Straw Hat să nu aibă un bounty mai mic de 500 de milioane. Dar avem un Luffy cu 3 miliarde, așa că, hei, să ne mulțumim cu ceea ce primim. O să ajung să aibă jumătate de miliard, 500 și am ok. Bine, avem pe Robin care are 930 de milioane și eu sunt good.
Și avem una bucată bounty mai mică a lui Jinbei. Bounty-ul lui Sanji, care este de 1.032.000.000. Și bounty-ul lui Jinbei, care este 1.200.000.000. Și bounty-ul lui Zoro, care este 1.100.000.000 și 1.100 de berry. Pentru că numărul folosit de Oda este data de nașterea lui Zoro, care este 11 noiembrie. Bine, teoretic nu știm anul, așa că nas, edicted. Ca și ea. Dar capitolul a fost destul de bun. Faptul că am și bounty a fost un pic mă așteptam, am fost un pic dezamăgit, să fiu sincer. Și da, finalul capitolului a fost cu Dragon și faptul că Sabo e în viață, ceea ce cred că toată lumea se aștepta la asta. 1. Ce sper să avem în capitolul următor este, poate aflăm bounty-urile pentru Dragon și Sabo, aflăm unde este Sabo și Vivi și aflăm ce s-a întâmplat de fapt cu Cobra. Chiar dacă capitolul ăsta a arătat că majoritatea membrilor armatei revoluționare este de părere că Sabo n-a făcut asta, Dragon e singur care e nesigur pe legat de ceea ce a făcut Sabo. Și să vorbim acum și de capitolul 26 din Akanebanashi. Nu. 26 era la Urchi, din 27 era Akane. Capitolul 27 din Akanebanashi, care a fost un capitol bun, începând cu actița, voice actor-ul și tipul arogant, părul lung, care practică la Kugo modern, care de mulțumit de faptul că a luat locul 2 la egalitate cu actrița, ceea ce a fost Akane personajul principal, voi sunteți personaje secundare, așa că voi vezi la locul 2, pentru că în poveste ăsta este locul vostru. Îmi place actrița, tipul în față care face la Kugo modern mă enervează. Mi se pare, dar nu-mi plac oamenii în față și nici într-o serie. Și mi se pare în același timp că e doar, hai să arătăm tipul de Rakugo. O să avem tipul ăsta care o să spună că Akane e un slabă, că în acest Rakugo cap Akane este un om talentat care nu-și folosește talentul și până la urmă Akane câștigă. Adică cred că autorul vrea să spună să ne scadă așteptările legate de Akane, ceea ce are cam reușit să facă, pentru că mă așteptam să avem o paralelă cu Shinta, dar nu. Ceea ce am discutat și în capitolul anterior, că avem pe Akane câștigând și avem discuția dintre Isho și Akane. O parte din ea în care Isho întreabă, bine, Akane întreabă, dar ce s-a întâmplat cu acea exmatriculare pe care ai făcut-o cu câțiva ani? Iar Isho îi spune că te-a pus și cum să întrebi asta? Și spunându-i că știi că mi-am dat seama cine ți este maestru. Și atunci Akane zice nu, ci persoana pe care ești matriculat, taică-miu. Și atunci avem un Isho care îi explică lui Akane că motivul pentru care l-a matriculat pe Shinta este din cauza că Shinta era nesigur pe el, ceea ce ni se arată în primul capitol și asta face caracterul, în opinia mea, să fie mult mai appeal, mult mai realistic și poți să simpatizezi cu Shinta în momentul ăla. Și simt și tu într-un fel șocul pe care Akane îl are pentru că a început seria. Și ne se spune că sunt aplauze de milă. Dacă ție personal ai vedea că, nu știu, cântărețul pe care l-asculți, omul cu care, actorul pe care îl vezi, nu este, n-are încredere de sine, ție ți-ar mai plăci. Ai mai spune că este un maestru? Nu. Pentru că dacă ești maestru, ar trebui să ai încredere în tine și ar trebui să n-ai emoții în fața unui public, mai ales când, na, rolul tău e de om care interpretează la Google. Și e un
E o chestie bună, în același timp nu sunt de acord, dar e o poveste foarte mult centrată despre Akane și sunt de părere că aplauze pe care Shintaro a primit nu sunt din cauza că n-a fost miră, ci și din cauza că Shinta a făcut un spectacol destul de bun. Și să vorbim despre capitolul 124 din Dandadan, la care a fost un capitol în care vedem teoretic cum s-a născut Andy. Bine, în capitolul anterior vedem cum s-a născut. Acum teoretic vedem cum a ieșit din sicriu. Din mormânt, ceea ce e fain și din nou avem de data asta un pic mai mult o perspectivă mai mare despre viața lui dinainte să întâlnească pe Fuko. Și avem și această tristețe pe care Andy a suportat-o până să întâlnească pe Fuko, despre care știam deja din capitole din ani de Danarca anterioare. Adică poți să înțelegi ce oamenii au zis că parcă nu s-a simțit nimic, dar capitolul se termină cu It's Looping Time. Deci, la fel cum este The Morbing Time, bine, nu dacă ați văzut Morbius, este doar un meme de pe net. Dar asta, așa se termină, iar despre Akane, da, am zis, sau, nu. Vreau să zic și despre Akane, că n-am văzut cum a răspuns Akane la acuzație lui Isho, sau perspectiva lui Isho despre Shinta. Și, dacă a fost atât de A fost bun, a fost... Sunt curios de The Looping Time, din nou. Dacă Mandela se termină, mulțumim Demon Slayer, care a arătat că o serie pe butuci poate să devină populară, iar Shonen Jump până să înțeleagă că, hei, hai să ne uităm la toc și să lăsăm seria să curgă, nu. Înțelege de... Hai să facem o serie, o terminăm, pentru că dacă nu știți, Demon Slayer s-a terminat foarte... Ultimul capitol din Demon Slayer a apărut foarte aproape de sfârșitul animeului. Și seria în sine a fost pe butuci foarte mult timp. Adică era ultima în toc, toată lumea credea că va fi cancelată, dar a rezistat. Așa că, dacă se termină Ane Danac, mulțumesc, Demon Slayer. Tu ai stricat industria de manga. Dar să vorbim și despre Earth Children, în care am avut o discuție dintre Earth, cea Momoru, Reisuke și care și-a fost ok. Finalul este doar eu ca și pământ o să am încredere în voi și avem explicația că orcidenii care sunt atât de puternici dacă există doi e posibil să explodeze pământul, dar totuși pământul a fost de acord să îi lase pe care era Isuke și cu pământ să trăiască. Consider că orcidenii este următoarea serie care se va termina săptămâna viitoare, adică cred că se termină seria la capitolul 27. Bine, și săptămâna viitoare să avem un nou cap un nou, o nouă serie din până în Shonen Jump. Și să vorbim și despre dragul și bunul și buna noastră serie Super Smartphone, în care l-avem pe Q, care e depresiv. Nu pot să zic motivul pentru că e indita mai spoiler și vreau să citesc Super Smartphone. Seamănă foarte mult cu Death Note, dacă știu ce zic, doar că spre deosebire de Death Note, în Super Smartphone avem un om bun care lucrează cu poliția, e teoretic un Death Note dacă Kira ar fi lucrat cu el pentru a-i găsi pe ceilalți posesori de Death Note. Ceea ce e o premiză faină și îmi place și, sincer, aș vedea Super Smartphone continuând. E faină. Și poate următoarea serie din Shonen Jump poate să fie bună. În prezent pare că cititorii Shonen Jump sunt doar... Îmi place o serie care nu este un Battle Shonen și înțeleg. Cred că într-un fel s-a ajuns și în manga să fim un pic
să ne săturăm de Battle Shonen, după Battle Shonen, mai ales după aceste tăieri pe care Shonen Jump le-a făcut cu multe serii care erau Battle Shonen, care încercau să copieze Demon Slayer. Mă aștept. Adică iar de aștepta să se întâmple asta. Asta e te. Și să vorbesc și despre ultimele două capitole, cred. Stați, am uitat ceva. Așa, și să vorbim și despre ce s-a întâmplat în capitolul din Super Smash Bros. În care, după ce a fost depresiv, aflăm că s-au rezolvat multe crime de la ultimul capitol la acest capitol. Și faptul că guvernul nu știe cum să se comporte cu acești criminali cu Super Smartphone, pentru că, hei, dacă le confiscă Super Smartphone-ul, pur și simplu dispare și atunci n-ai dovezi. Deci cum o să te comporți cu oamenii care folosesc Super Smartphone pentru a crea, a face crime? Și se termină capitolul cu un posesor de Super Smartphone care vin, dacă nu zic chiar doi, posesori de Super Smartphone care vin la Q și îi spun tot numele și porecla, ceea ce n-ar fi normal, pentru că Q, normal, informații despre Q ar trebui să fie top secrete și să nu apară nicăieri. Deci, posibil să aflăm despre un nou avantaj pe care l-au păsările de Super Smartphone când ating un anumit număr de puncte. Deci, o să fie fain. Să vorbesc bine. Am mai rămas să vorbim despre Don Doron și să-mi spun toată părerea și despre în seria care a fost doar un capitol despre Tatsumi și Sanjuku, cred, care au urmărit trei extraterestri până într-un bar unde găsesc o femeie care are grijă de acești extraterestri și aflăm despre faptul că poliția asta de extraterestri, acești Men in Black, sunt foarte nepăsători legat de ce se întâmplă cu extraterestri, atâta timp cât nu vor să urmeze legile Tokyo-ului, dar nici nu sunt puși neapărat să fie educați despre ce lege are Tokyo, despre cum ar trebui să te comporte în societate, ci sunt decât este găsit un cămin și cam atât. Ceea ce din nou e foarte trist și capitolul se termină cu tipa asta care are grijă de extraterestri și care spune că dacă mă lăsați creierul să nu-mi ștergeți memoria, o să vă informez despre implanturile care sunt făcute pe implanturile făcute pe oameni. Și avem Doron Doron. Seria este despre Dora și Kusanagi. Seria se termină cu Dora și Kusanagi fiind despărțiți. Seria începe cu Dora și Kusanagi întâlnindu-se. Seamănă într-un fel cu e o combinație dintre Black Clover și Demon Slayer, Kusanagi un fel de Nezuko, dar că Nezuko care vorbește și poate să devină orice, poate să ia orice formă. În rest, seamănă destul de mult cu Demon Slayer, dar și cu Black Clover, pentru că personajul nostru principal nu are putere supernaturală și trebuie să împrumute puterea supernaturală lui Kusanagi ca să se bată cu Mononoke, ceea ce este Kusanagi. Și capitolul se termină cu villainul principal care este învins de Kusanagi și Dora și Dora și Kusanagi care se despart. Recomand seria? Nu, sincer. A fost o serie ok, avea potențial. În același timp, spre deosebire de alte serii din Shonen Jump, asta s-a simțit ca și cum s-a terminat într-un mod natural, chiar dacă au fost 36 de capitole, ceea ce nu e mai mult de 4 volume, cred. Așa că așa a fost Doron Doron, a fost bun.
Și uite, cam asta ar fi și pe ziua de astăzi, pe videoul de astăzi. Spune-te, vreau să-mi spuneți ce părere a avut despre capitol, dacă n-ați citit nimic din ceea ce v-am povestit. Puteți să-mi spuneți cum ați vrea să îmbunătățesc canalul, să-mi spuneți ce părere aveți despre noul background, adică noul unghi din care filmez. Și am fost Stefan și ne vedem data viitoare și dacă vreți să vedeți ce am citit, ce am părea am avut despre celelalte capitole anterioare, puteți să vedeți aici, cred. Eu și în același timp puteți să vă abonați aici. Eu sunt Ștefan și la revedere!